COVID este o boală care afectează mai grav pacienții vârstnici cu comorbidități multiple, în special pe cei cu obezitate. Statul este un pacient obez și în vârstă cu comorbidități multiple. Primul simptom a fost o febră mare, care l-a determinat să pună pe toată lumea în izolare. Apoi, după o perioadă de răgaz, vine asfixierea și conectarea la ventilatorul magic al banilor. În cele din urmă se dezvoltă multiplele boli cronice care au afectat pacientul de ani de zile și pentru care s-au preferat tratamentele cu cataplasme și homeopatia în locul intervenției chirurgicale. Virusul nu îi nebunește pe oameni, deși o expunere prea mare la psihoza paranoică, care se scurge peste tot, poate altera uneori bunul simț al unora. Bun găsiți, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară este doctorul Cătălin Apostolescu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și mulțumesc că ați acceptat invitația. Mie mi-e frică de dumneavoastră, numai că mă gândesc că dacă, Doamne ferește, iau virusul și ajung la Matei Balci, cred că va fi un tratament foarte dureros. Aveți să-mi aplicați. Dacă luați virusul și dacă ajungeți la Matei Balci. Da, pentru că există șansa să luați virusul și să nu ajungeți. Păi, cine știe, poate am șansa asta. De față, presiunea pe locul este foarte mare. La propriu stoarcem fiecare locșor care putem găsi, în așa fel încât să găzduim cât mai mulți pacienți. Dar, pe principiu că nici cea mai frumoasă femeie nu poate da mai mult decât are, la un moment dat capacitatea spitalului este... se atinge la maximum și oricât ne-am dorit nu putem să mai primim pacienți. Și atunci suntem obligați să îi redistribuim. Domnule doctor, noi ne-am întâlnit undeva în aprilie, înainte de sărbătorile de Paști, și ați făcut o declarație atunci care a scandalizat lumea. Și am rămas surprins. I-a spus că o să avem, era vorba de preajma Paștelui, 15-20 de mii de cazuri. Vai, dar cum? Ce a declarat Apostolescu? Cred că atunci erau cam 1000 de cazuri în momentul ăla. Cam așa. Și uite că acum am ajuns la 100 de mii. Cum ați descrie toată această perioadă, tot ce s-a întâmplat în România și în lume, dar în România în primul rând, de la Paști până la, să spunem, Sfânta Maria, că mâine e Sfânta Maria? Eu te-am spus în puține cuvinte. Păi nu trebuie puține. În primul rând este o epidemie. Epidemia este definită ca un număr mare de cazuri care apar în interval de scurt, de timp scurt, într-o anumită zonă. Dacă e pandemie, înseamnă că vorbim de tot globul. Prin urmare, din acest punct de vedere, nu este nici cea mai mică surpriză. Da? Știam că ne aflăm la începutul unei epidemii și logica ne spunea că numărul de cazuri va crește și va crește. Ce am încercat noi să facem în lunile aprilie-mai? Am încercat să punem un pic capac pe creșterea aceasta, în așa fel încât numărul de cazuri să nu fie mai mare decât numărul de cazuri pe care îl putem manageria. Presiunea să nu fie foarte mare pe sistemul sanitar. Pentru că știam care este capacitatea sistemului sanitar. Nici o țară din lume nu-și poate dezvolta un sistem sanitar care să cuprindă toți bolnavii care pot apărea la un moment dat. S-a dovedit asta. Am văzut Italia, am văzut Franța, am văzut Spania. America. America nu mai vorbim, da? Deci toate sistemele sanitare cedează în fața unui număr foarte mare de pacienți. Iar noi atunci am încercat să nu lăsăm valul să vină peste noi, ci să vină cu țărita. Să nu vă copleșească. Să încercați să vină în timp. Da. Asta a fost, din punct de vedere medical, era un lucru la care în mare măsură ne așteptam. Din punct de vedere social, însă lucrurile au fost oarecum haotice. După ce oamenii au fost foarte cooperanți în primele două luni de zile și au înțeles măsurile de relaxare, au crezut că două luni este suficient. Și gata, totul s-a terminat. Și parcă au simțit o nevoie compulsivă să facă niște lucruri care nu trebuiau să le facă. Sau lucruri pe care nu le-au făcut în alți ani și anul acesta trebuie obligatoriu să le bifeze. Și ne-am confruntat cu toate aceste situații de indisciplină, să le spunem, în care oamenii în mod voit s-au aglomerat, oamenii în mod voit nu au purtat mască. Nu mă refer la procentul mic de persoane care neagă
existența virusului. Bine, nu vorbim, da. Dar, pe ansamblu, după ce în primele două luni de zile am avut un sprijin al populației, după aceea l-am pierdut. Și efectele se văd. Am ajuns la 100.000 de cazuri și nu avem nicio șansă să ne oprim. Deci nu ne vom opri aici? Nu avem cum. Și cum vedeți? Nu mă speriați deci, de la început. Deocamdată suntem ca o locomotivă care merge cu 100 de km la oră. Credeți că o puteți opri în 30 de metri? Orice ați face, nu o să puteți. Deocamdată locomotiva noastră abia și ia vânt. După perioada de vară în care tot românul a trebuit să bifeze un mers la mare, acum vor începe școlile, acum vor veni alegerile, care iar va însemna deplasare de oameni, aglomerare, mai mult sau mai puțin disciplinați, și va veni și sezonul rece. Când pe lângă faptul că virusul va avea niște condiții mai bune de răspândire, nu putem prezice ce se va întâmpla cu celelalte virusuri care, în mod normal, circulă în fiecare sezon rece. Mă refer în primul rând la virusul gripal, dar nu trebuie uitate nici toate celelalte virusuri care circulă. E greu de spus, sunt mai multe ipoteze. O ipoteză este că știți, lupta pentru ciolan n-am inventat-o noi oamenii. Am inventat-o bacteriile și virusurile, că ei sunt primii locuitori ai planetei. Prin urmare, când un germene ocupă o sursă de energie, nu îi lasă și pe ceilalți. Deci s-ar putea ca COVID-ul, ca SARS-ul, să blocheze răspândirea celorlalți. E o ipoteză și o posibilitate. În aceeași măsură este posibil ca virusurile să atace la propriu, fără niciun fel de ghilimele, în haită și să se asocieze 2, 3, 4 virusuri, da? Unul mai puternic, ca să zic așa, deschide poarta și după aceea vin și celelalte. Și atunci formele clinice să fie și mai multe și să fie chiar și mai severe. Din cauza acestei asocieri. Din cauza acestei asocieri de virus. Ajungem aici. Deja ați început cu un scenariu apocaliptic care poate să devină foarte real, nu? În sensul ăsta, dar... Romanii spuneau vis pacem, parabellum. Dacă vrei pace, pregătește-te de război. Prin urmare, noi trebuie să fim conștienți ce ne așteaptă de la acest virus, nu să băgăm capul în pământ ca struțul și să încercăm să ne pregătim cât mai bine posibil. Spuneți-mi, în afară de indisciplina despre care vorbeați după două luni de carantină, credeți că s-au făcut greșeli? S-au făcut și alte greșeli legate de gestionarea pandemiei? S-au făcut multe greșeli, pentru că pandemia, prin definiție, conține un element de surpriză. Surpriza este la mai multe planuri și există surpriză și la nivel organizatoric. Nimeni nu știe într-o pandemie care vor fi resursele pe care trebuie să le aloce. Nimeni nu știe într-o pandemie și mai ales cu un virus nou cât să fie durata de izolare, ce faci cu pacientul după ce ai ieșit în perioada de izolare. Iată, SARS-ul ne-a oferit o surpriză. Pacienți care au continuat să fie pozitivi la testele de PCR mult timp după ce ei s-au vindecat clinic. Și într-o primă fază, soluția cea mai logică era să-i izolăm atâta vreme cât au testul pozitiv. Da. Cu toate neplăcerile de rigoare. După aceea, trecând timpul, am început să culegem dovezi că pacientul este contagios undeva cam 8-11 zile. Și atunci am stabilit, pentru a fi sigur, pentru a nu scăpa pacienți contagioși în afară, să ne ducem la un interval de 14 zile de izolare. Deci sunt lucruri care nu se știu, sunt lucruri care se învață din mers. Care nu s-au știut. Da, și atunci este inevitabil să apară bâlbâieli, greșeli de apreciere a gravității, a numărului și așa mai departe. Da? Dacă peste 5 ani de zile vom avea o nouă pandemie cu SARS-CoV, vom ști mult mai bine lucrurile și ne vom organiza mult mai bine. Dar deocamdată totul este încă nou. Iată, din decembrie, de când au apărut primele cazuri în China și până în septembrie acum, au trecut 8-9 luni de zile, dar tot lucrurile sunt noi.
pentru medicină, pentru progresul medicinei. Acesta e un interval de timp. Pentru tratamente, nu avem un vaccin. Nu scurt, infim de scurt. Este un instantaneu, practic. O fotografie a momentului. Exact. Nimic mai mult, pentru că a trecut mai un pic să face un an. Spuneți-mi, vă rog, apropo de tratamentele de la Matei Bași, pentru că sunteți acolo, că câți pacienți au trecut prin mâna dumneavoastră în aceste 6-7 luni? N-am stat să număr. Mii, în orice caz, bănuiesc. Probabil. Probabil mii. Am avut o schemă de tratament care a fost publicată în Monitorul Oficial de la bun început. În ce măsură s-au schimbat lucrurile și ați adaptat din mers? Pentru că s-a vorbit doar despre unele spitale, în ceea ce privește mai tăi Balci a fost foarte reținut în comunicare. Dar eu știu că tratamentele despre care se credeau că sunt inovatoare, se vorbea în Anglia, erau de mult în schema de tratament la Matei Balci. Vorbim de anticoagulante, mă rog, și multe, hidroxiclorochina și așa mai departe. La fel, ce am spus mai devreme, și în ceea ce privește tratamentul, opiniile s-au schimbat. Medicamente care păreau promițătoare în aprilie s-au dovedit total ineficiente. Cum ar fi? Chiar și hidroxiclorochina, chiar și caletra, chiar și multe din antiviralele care s-au vehiculat, aduse din Rusia sau din China, au avut o eficiență destul de scăzută. În momentul de față, singurul medicament care are cât de cât o activitate antivirală, și atenție la ce vă spun, cât de cât. Nu are o activitate antivirală certă și puternică, este acest remdesivir. Și acest remdesivir, din punctul nostru de vedere, ar trebui dat cât mai repede după debutul simptomelor. Dacă se vorbea la un moment dat că se dă pacienților inițial grav. S-a dat pacienților grav și rezultatele au fost dezamăgitoare. Logica ne spune că fiind un antiviral, el trebuie dat atunci când virusul se replică, ca să blochezi replicarea virală, și atunci ar trebui dat în primele zile. Partea proastă este că cantitatea de remdesivir este mică și dacă am dat-o tuturor pacienților de la primele simptome, am epuizat-o rapid. Alte scheme de tratament valoroase, într-adevăr, s-au dovedit anticoagularea cât mai repede a pacientului, corticoterapia, un medicament modulator al imunității care se numește tocilizumab și tromboliza, lizarea cheagurilor care se formează în plămâni. Din punctul nostru de vedere, în special în secția de terapie intensivă, unde lucrez eu, colectivul nostru a ajuns la concluzia că acestea patru sunt singurele eficace. Mai mult decât atât, chiar și pentru aceste patru medicamente trebuie cântărit foarte bine momentul în care se introduc ele. Să fie administrat în schema de tratament. Pentru că există riscul să-l dai prea devreme, să fii ineficient și evident există și riscul să-l dai prea târziu. Să-l dai prea târziu. Da, foarte interesant ceea ce ne spuneți. Ne oprim un pic prima pauză de publicitate și după aceea continuăm cu doctorul Cătălin Apostolescu. Continuăm emisiunea din această seară. Invitatul meu, domnul dr. Cătălin Apostolescu, ne-ați vorbit și despre tratamente, foarte, foarte interesant ce ne-a spus, dar toată lumea vorbește acum despre deschiderea școlilor. Cum privește un doctor, da, din linia întâi, care lucrează la terapie intensivă, deschiderea școlilor? Ce înseamnă pentru doctorul Cătălin Apostolescu deschiderea școlilor? Cred că ar putea să fie un lucru bun. De altfel, eu fac parte din grupul tehnico-științific al Comitetului Național pentru Situații de Urgente, ță, și am votat pentru deschiderea școlilor. Cred că copiii vor putea fi educați și controlați mai bine în școală și vor putea să-și însușească mai ușor anumite comportamente de protecție decât lăsați de capul lor cum a fost vara asta, nesupravegheați, necontrolați, needucați. Este un risc, dar este un risc pe care trebuie să ne-l asumăm. Una peste alta, nici nu putem sacrifica educația generației care vine. Și să vă mai spun un lucru care ține de istorie. În timpul gripei spaniole, comisarul de sănătate al New Yorkului a luat toate măsurile care le-am luat și noi acum, o singură excepție, lăsa școlile deschise. Și a avut surpriză să vadă, după
El nu. Ceilalți au avut surpriza să vadă după câteva luni de zile că procentul de îmbolnăvire în rândul copiilor care se duceau la școală a fost mai mic decât în celor care stăteau acasă. Nu? Este adevărat. E vorba de anul 1918, cu anumite condiții locative, în care familiile erau mai mari și stăteau înghesuite. Dar s-ar putea să avem o surpriză plăcută cu școlile. Deschiderea lor. Deci sunteți pentru deschiderea școlilor. Da, sunt pentru deschiderea școlilor, și dar deschiderea școlilor cu cap, cu măsură, cu supraveghere medicală. Cu elevi mai puțini, în primul rând. Că dacă stau înghesuiți toți... Ce faci cu restul? Păi, o zi acasă, asta se propune. Vă întreb, sau e bine să fie toți de distanță, s-a vorbit de 2 metri, acum se vorbește despre 1 metru. Purtatul măști în clase? Să poarte masca în clasă, să se distanțeze pe cât posibil, să se improvizeze, să se deschidă alte clase în așa fel încât să putem, să facem un orar mai flexibil în așa fel încât nu toți copiii să fie în același timp în școală și nu toți copiii să fie în același timp în pauză. Dar... Din punctul nostru de vedere, școala o zi da, una nu, e cam haotică. Nu poate fi o soluție. Dar spuneți-mi, domnule doctor, în toată perioada asta ați avut multe cazuri de pacienți care au ajuns și la terapie intensivă, care s-au infectat de la asimptomatici? Pentru că se tot discută de lucrul ăsta, de lucrul acesta. Este un lucru general valabil. Asimptomaticul este o persoană infectată, este o persoană în care virusul se replică. Este adevărat, concentrațiile de virus în asimptomatic nu sunt atât de mari ca la pacientul cu simptome. Dar asimptomaticul este periculos pentru faptul că el nu știe că este bolnav. El nu ia nicio măsură să răspândească. El se consideră sănătos din toate punctele de vedere. De aceea este periculos asimptomaticul și nu numai la COVID, pentru absolut toate bolile infecțioase. Da, dar ar fi suficient să poarte masca. Dacă asimptomatici ar purta mască, n-ar fi nicio problemă. Dacă toată lumea ar purta mască, n-ar fi nicio problemă. Din experiența de acum, au fost cazuri dramatice care nu arătau sau nu aveau datele să ajungă la terapie intensivă, oameni care nu aveau comorbidități, oameni care nu aveau probleme de sănătate, oameni tineri. Pentru că se vorbește despre obezitate, dacă despre vârstă. În martie, aprilie spuneam, țineți bătrânii deoparte. I-a zis, domn profesor Cercel și... Țineți bătrânii deoparte, pentru că datele care le aveam din China și din Italia și din Spania arătau că mortalitatea în rândul lor este cutremurătoare, ajungea la 80%. Surpriza ultimelor luni a fost să vedem o scădere a vârstei pacienților. Practic, acum pacientul tip este bărbatul, 35-55 de ani. Mulțumesc. Supraponderal. A, aici. Așa, și cu chelie. Poftim? Și cu chelie, aceasta timpul dată de testosteron. Timpul alocat emisiunii s-a terminat. Vorbesc foarte. Deci a scăzut? Se pare că nivelul de testosteron influențează negativ evoluția bolii. Și dacă acești pacienți mai sunt și obezi, dacă mai asociază și o hipertensiune și un diabet zaharat sau orice altă boală, din nefericire, evoluția este foarte urâtă. Dar de ce s-a schimbat? De ce la început era vorba despre doar oameni în vârstă, care aveau peste 60 de ani, obezi și comorbidități și așa mai departe? De ce am ajuns la 35 de ani? A suferit virusul? Păi virusul, prin pasaje succesive, el își caută o gazdă unde se simte cel mai bine. Și se pare că acești oameni întrunesc condițiile cele mai bune din punct de vedere ale virusului. Dar asta a fost de la început sau pe parcurs? Nu, pe parcurs. Poate și faptul că totuși bătrânii au fost izolați și au avut mai puține contacte, au și socializat mai puțin. De bine de rău, marea majoritate a oamenilor pe care i-am întâlnit eu au încercat să-și protejeze bătrânii cât au putut ei de mult. Da? Pe asta am încercat cu toți. Această populație 35-55 de ani este populație activă, este populație care muncește. Pleacă în vacanțe. Păi și muncește, se și distrează pe măsură. Și nu este oarecum surprinzător. De altfel să știți că și gripa de acum 10 ani cam tot în populația asta s-a localizat. Deci obezitatea este primul factor de gravitate și dacă se combină și cu diabetul, rețeta este gata. La Matei Bașa ați avut totuși o rată a mortalității destul de mică și asta în condițiile în care la Matei Bașa vin cazuri din toată țara, nu vin
din cartierul Colentina. Da, într-adevăr, vin din toată țara. Deocamdată nu ne putem pronunța asupra mortalității, pentru că încă suntem în plină desfășurare și un procent de astăzi mine s-ar putea să nu mai fie valabil. Cred prin faptul că am luat lucrurile în serios. Le-am luat în serios în sensul că medicilor din Balș nu le-a fost frică nicio secundă să intre și am intrat. Prin faptul că totuși suntem infecționiști și suntem și știți, educați să luptăm cu agenții patogeni. Am reușit să creăm de-a lungul anilor un colectiv destul de închegat și bun din punct de vedere profesional și atenția pe care am dat-o pacientului. Da, nu mai avem foarte mult timp. V-aș întreba, așa cum v-am întrebat și atunci, la întâlnirea din preajma sărbătorilor de Paști, ce credeți ca număr de pacienți, ca număr de persoane infectate, la cât credeți că vom ajunge până la sfârșitul anului? Mai ales că scenariul descris dumneavoastră nu e deloc unul optimist, dimpotrivă. În ritmul în care continuăm, cu peste 1000 de cazuri pe zi, nu e greu să ajungem la 200.000 de cazuri, poate chiar și mai mult. Mai sunt 90 de zile, mulțiți cu 1300 și vedeți cât vă dă. Deci să ajungem la 200.000, adică practic să ajungem să se dubleze. Da, este adevărat. Acest număr reprezintă numărul total al cazurilor. Al cazurilor, da. Nu cazurile active. Da. În cei 95.000 de pe care îi numărăm astăzi, avem 60.000 care s-au vindecat. Care s-au vindecat. E adevărat, dar e vorba de numărul de infectări. Și totuși, într-o perioadă atât de scurtă, pentru că ăștia 100.000 am făcut în 7 luni. În 3 luni, dacă mai facem 100.000, sistemul sanitar despre care vorbați o să pleznească. Da. Răspuns final. Răspuns final, da. Da. Sistemul medical va plezni, nu poate fi întins la maxim. Sunteți un medic? Aici, da, vă rog. Vreau să vă spun ce am spus-o de fiecare dată. Epidemia este o boală care afectează o comunitate. Lupta împotriva epidemiei trebuie dusă de întreaga comunitate. Nu poate fi lăsată doar în spinarea medicilor. Pentru că altfel vom plăti și partea proastă este că plătim cu sănătate și plătim cu morții. Ultima întrebare. Spuneți-mi, sunteți un doctor destul de dur. Cel puțin eu așa îl percep, de aia nici nu vreau să ajung la Matei Balț, să ajung la dumneavoastră. Adică mă sperie mai puțin virusul decât mă sperie doctorul Apostolescu. Țineți-vă departe. Încerc pe cât posibil. E ceva care v-a surprins în aceste 6-7 luni? Vedeți cazurile cele mai grave, cazurile care ajung la terapie intensivă. A fost ceva care v-a surprins, care v-a emoționat, ceva care... Bun, fiecare caz ne emoționează. Ce m-a surprins a fost, din păcate, reacția societății, care după ce 2 luni de zile au lipit curcubei în geam, după aceea s-au întors împotriva noastră, uitând că suntem singurii, nu care putem, suntem singurii care vrem să ne luptăm cu COVID-ul. Când ai un câine de pază, dacă îl omori și pe ăla, să nu te miri când vor intra hoții în casă noaptea. Da, domnule Apostolescu, mulțumesc. Cred că ne vom vedea undeva spre sfârșitul anului să facem analiza celor spuse astăzi. Din păcate s-a adeverit ce a zis atunci și, ba mai mult decât atât, în momentul în care ați vorbit despre 15-20.000 de cazuri, lumea s-a speriat, a fost un șoc. Acum când avem 100.000, nu mai surprinde pe nimeni. Cred că și asta e o chestiune. Lumea s-a obișnuit cu număr mare de cazuri în fiecare zi. S-a obișnuit ca lumea să se obișnuiască cu virusul, dar să se obișnuiască cu măsurile de prevenire ale virusului. Să se obișnuiască cu ideea că avem o boală în comunitate și că trebuie și că suntem responsabili de a împiedica răspândirea ei. Da. Mulțumesc mult de tot. Numai bine și baftă acolo în prima linie, pentru că am auzit pe mulți că sunt în prima linie. Nu sunt chiar toți în prima linie. Știu că Matei Balci în prima linie. Terapia intensivă de la Matei Balș în prima linie și, bineînțeles, și doctor Cătălin Apostolescu. Mulțumesc mult de tot! Vă mulțumesc! Continuăm emisiunea din această seară la Left News cu regizorul Cristi Puiu. Cu mască sau fără mască, vom afla în continuare într-un dialog cu
regizorul Cristi Puiu. Continuăm emisiunea din această seară, Alev News, Marius Tucă Show. Bună seara, domnule Puiu, ce mai faceți? Arătați foarte bine, adică atunci a fost un moment în care mi s-a părut că ați fost destul de afectat de tot ce s-a întâmplat. Ați fost, nu? Păi am fost și sunt în continuare afectat, adică, în fine, ies așa încet, încet din povestea asta. Uh-huh. Uitându-vă acum în urmă, a trecut totuși ceva timp. Regretați ceva din ce a spus sau din ce ați făcut atunci, apropo de asta? Nu. Adică, regret un lucru. Cumva m-am lăsat purtat de emoție. Ar fi fost mult mai sănătos să o spun așa cumva, rece și fără angajare. Aș fi spus acest lucru, același lucru, numai că atunci v-ați lăsat purtat de emoție. Da, păi au fost 30 de minute, 40 de minute de parlamentări la intrarea în spațiul ăla. Păi, asta ați povestit și aia v-a scos, v-a adus în starea care... Da, aș fi spus, poate aș fi vorbit vreo 10 minute. Mai detaliat despre povestea. Despre toată povestea. Da. Dar uitându-vă în urmă, că au trecut câteva săptămâni, de ce credeți că s-a declanșat acea revărsare de ură, aș putea spune, pe românește, fără nicio problemă? Adică n-aș exagera deloc dacă aș spune asta. Păi, cred că sunt multe lucruri aici, adică multe... Suntem aici să vă ascultăm. Bine, nu sunt un expert. Da, așa de la mine. Sunteți un om al cetății, cum adică? Sunteți un expert. Lucrați cu imagini, lucrați cu artiști, lucrați cu emoția. Bine, și în același timp nu sunt expert totuși. Încerc să înțeleg și eu ce s-a întâmplat și să le pun puțin împreună, dar probabil că s-au acumulat foarte multe în intervalul ăsta de câte luni? De stare de urgență? Două luni, martie, aprilie, mai, iunie, iulie. Alertă, urgență. Stare de alertă, stare de urgență. Așteptări, tensiuni, ne lasă, nu ne lasă. Se deschid restaurantele, se deschid cinematografele. Ce facem mâine? Școala? Ce se întâmplă? Și probabil că s-au cumva spart undeva. Vorbesc aici de oamenii care s-au manifestat așa liber pe Facebook și acum presa și fel de personalități care au ținut să mă tragă de urechi, asta numai ei pot spune de ce au făcut-o, de ce au ales să... Ați călătorit în ultima perioadă, apropo, după tot ce s-a întâmplat, a stat acasă mai mult? Am călătorit. Ați fost în vacanță? O vacanță aproximativă, așa puțin amestecată. Vrem să ne luăm o casă. Nu avem bani așa să ne putem permite să alegem blind din și să asta e și luăm casa asta. Și căutăm așa un soi de formulă, de soluție, de refugiu, o căsuță undeva la țară, undeva în subcarpați. De ce simțiți să faceți asta? De ce vă doriți o casă acolo? După tot ce s-a întâmplat, a fost un element în plus? Nu, ce s-a întâmplat la Cluj sau vă durează de multă vreme? Nu. Ne dorim de foarte multă vreme. N-am reușit să facem asta niciodată. Ne-am luat un teren undeva pe lângă Snagov, dar n-am avut bani să ne construim casă. Dar acum cu povestea asta, cu starea de urgență, am zis, băi, dacă se întâmplă din nou povestea trebuie asta să fim. Dar sunt foarte mulți care gândesc așa. Ce facem? O ținem pe Zoe între betoane? Nouă ne-a fost greu. Dacă urmează o nouă etapă de școală online, atunci poate mai bine să avem o curte, să iasă în curte, să ieșim în curte, să ne uităm la cer, să ascultăm cum crește iarba. Nu știu. Păi da, pandemia e un argument în plus. Tot ce s-a întâmplat în ultimele luni, să ai o casă la curte, să stai în curte, să te bucuri de aer, să nu mai stai închis într-un apartament la bloc. Păi eu cred că și asta a fost un motiv pentru ceea ce s-a întâmplat. Și răbufnirea noastră a plecat de la asta. În România ca nicăieri, sau la noi ca la nimeni. Pentru că la noi am stat în casă, s-au deschis târziu și bisericile, restaurantele, nu mai vorbesc, cinematografele și teatrele, abia acum se vorbește despre asta. Da. Nu credeți că a fost unul dintre motivele pentru care s-a întâmplat asta? Nu-mi dau seama. Cumva lucrurile par să fi trecut așa pe lângă noi, în mare viteză. Suntem în septembrie. Povestea asta a început în martie. Da. Și parcă a trecut o veșnicie din martie. Adică parcă era într-o altă lume. Lucrurile pe care nu le înțeleg eu în continuare sunt alea care sunt legate de permanentizarea acestei stări de alertă, de urgență. Și
care, așa cum s-ar fi așteptat absolut oricine, presupun, atunci când apare o problemă de tipul ăsta, să zicem, o pandemie, nu sună foarte, foarte grav, trebuie să ne îngrijim, să ne protejăm, dar înțelegem că este un pasaj, un tranzit, o întoarcere la normalitate este la orizont. Acum când văd cum masca a devenit un soi de piesă aproape obligatorie, un accesoriu vestimentar, încep să-mi pun întrebări foarte serioase. Oare nu vorbim despre o permanentizare a măștii? Probabil că viitorii nudiști vor merge la plajă fără mască. Și, nu presupun, adică încotro ne îndreptăm și în ce fel... Vă sperie permanentizarea asta despre care vorbiți, de fapt. Adică, totuși, e o perioadă prin care trebuie să trecem, dar să ne uităm, să vedem și luminița de la capătul tunelului. Totuși, să nu rămânem cramponați în această stare de urgență. Cam asta ar fi, nu? Să o înțelegem. Adică, cred că este obligatoriu să discutăm despre asta. Păi nu discută nimeni, domnule Puiu. Păi nu discută nimeni. Aici e problema. Și iarăși o altă problemă este legată de felul în care toată povestea asta lungă și foarte amestecată și duioasă, cum zicea Nichita, povestea oamenilor politici post-89 a fost pusă undeva pe raftul cel mai înalt. Adică uităm că vorbim despre o clasă politică coruptă. Dintr-o dată, pandemia i-a transformat pe toți în îngeri. Ce face presa? Adică... Absolut nimic. Păi, dar nu mai există presă în România. Da. Păi nu, dar ați atins un punct foarte sensibil și vreau să-l discutăm. Adică, dintr-o dată, în România știm bine ce înseamnă clasa politică și ce a însemnat în ultimii 30 de ani și ce a însemnat în momentul ăsta. Iar clasa politică cu care am trăit 30 de ani, da, conduce România acum într-o situație, da, cu totul excepțională și de la ei trebuie să luăm lumină. Din punctul meu de vedere, clasa politică nu mai există în România atunci când vorbim de politicieni în adevăratul sens al cuvântului, de oameni politici, hai să zic. Și într-adevăr e o mare problemă. Și cum ieșim din această încercare? Pentru că e o încercare. Adică noi luăm lumină de la Orban, de la Vela, de la Tătaru totuși, nu? Da, e foarte trist ce se întâmplă. Adică doar așa, dacă dăm un tur de orizont, e dezolant. Iar promisiunile sunt destul de sumbre. Predicțiile pe care dumneavoastră le puteți face, pentru că nu ați urmărit toată istoria acestei clase politice de când s-a născut ea post-90. Adevărat. Nu, cum să spun, dacă stăm să răscolim puțin, nu există germenii unei clase politice sănătoase. Nu există nicio șansă anterioară de renoire a clasei politice, de fapt asta e. Probabil că ei știu mai bine, probabil că ei pregătesc niște cadre, nu demne de unde le pregătesc? În Beci, unde le povestesc? N-am văzut pe niciunul. Întâlniri. Păi nu, dar știți ce o să ne spună mulți dintre cei care ne urmăresc sau care ne vor urmări? Păi de ce vorbiți despre asta? Pentru că peste puțin timp sunt alegeri și noi avem posibilitatea să ne alegem. Eu cred că alegerile astea în vremea pandemiei nu spun nimic. Și acum un meci de tenis fără spectatori în tribună nu spune nimic, sau un meci de fotbal. Iar cei care vin în fața noastră să-i alegem, ei sunt stăpânii absoluți ai României în momentul ăsta. Da. Au banii, împart banii, ei hotărăsc condițiile în care mergem la alegeri, ei hotărăsc condițiile în care copiii noștri merg la școală și așa mai departe. Da. Și cum ieșim din asta? Nu vreau să mă aprobați, ci vreau să vă revoltați odată cu mine. Ce ar fi de făcut? E inutil. Adică... Păi cum să fie inutil? Uite, a fost atât de important acel fapt de la Cluj-Napoca, pentru că a spus niște lucruri. Și ideea de turmă s-a dovedit în România perpetuo în acești 30 de ani. Da. Ce au spus prietenii dumneavoastră după episodul de la Cluj? Ce vă spuneau? Părerile au fost împărțite, dar de o manieră generală am fost mai degrabă susținut și am fost și surprins de unele gesturi cât se poate de elegante, aristocratice chiar, care au venit din partea unor oameni din Breaslă.
imediat după a doua zi m-a sunat Costel Cașcaval, nu m-aș fi așteptat, n-am lucrat niciodată cu el. Uh-huh. Și m-am simțit foarte bine atunci. Am zis, băi, poate că... Apoi Laurențiu Damian m-a susținut și o mulțime de alți oameni. Mulți au fost care m-au susținut. Am avut și posibilitatea de a fi fost nu susținut în direct aici, în emisiunea dumneavoastră. E adevărat. Și am văzut reacțiile și după emisiune. Susținerea era foarte importantă. Apoi o mulțime de oameni pe care nu-i cunosc, o mulțime de oameni care au reacționat pe Facebook. Eu n-am Facebook, în fine, mie îmi parvin toate informațiile astea de la prieteni. Vreau să vă spun ceva, dumneavoastră ați devenit o voce după acea reacție incredibilă pe care ați avut-o. Și a fost la capătul puterii, adică a fost... E adevărat, de obicei atunci reacționăm sau atunci în momentele alea când ajungi la capătul puterilor ai o reacție de felul ăsta, de o răbuvnire, revoltă până la urmă. Cred că trebuie să vă implicați mai mult. Toată lumea vă știe. Eu vorbesc serios. Deci în vremurile astea, dar, domnule Pui, e important în vremurile astea să existe voci distincte. Și aici nu e vorba de unul de pe Facebook. Pentru că ați văzut că România acum e condusă de pe Facebook de cei mai mulți despre care nici măcar nu știi cine sunt. E vorba totuși despre un regizor important din România și din Europa și din lume, aș îndrăzni să spun. Da, cred că nouă ne lipsește ceva. Adică educația pe care am primit-o noi la școală, am stat mult și m-am gândit la lucrul ăsta, de felul în care am fost crescuți, în fine. Cumva din rațiuni care îmi scapă, o mulțime de lucruri importante au trecut, cumva au fost măturate sub preș și despre ele noi n-am învățat în școală. Bine, am făcut școala sub Ceaușescu, da? Dar nici apoi nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Și cumva tu, că regizor, că actor, că pictor, că poet, că ce ești tu, cumva în mintea ta, odată cu lecția primită, se năștea și ideea că locul tău e undeva retras, departe de problemele astea și chestiunile astea cât se poate de serioase. Nu ai rost să te bagi, nu ai rost să le discuți. Exact. No. Și asta este un lucru rău. Pentru că tu trebuie să... Cred că e datoria ta să întorci comunității care te susține și de la care ai primit cumva, direct sau indirect, faima de care te bucuri. Cred că tu trebuie să întorci înapoi comunității ceea ce comunitatea îți dă. Și atunci, da, trebuie să vorbești. Exact ce vă spuneam mai devreme. Da, dar acum, de aici până la poziția, mă rog, angajare politică... Nu vorbeam despre angajare politică. A, nu, asta e clar. Eu vorbeam de o voce... A cetății. E clar. De fiecare dată când o să am posibilitatea să vorbesc, să spun, o să vorbesc și o să spun. Și, da, și regret că n-am făcut-o mai devreme. Acum, să spunea cineva, băi, ar fi bine să-ți faci un blog, să spui acolo ce și cum. Nu știu dacă pot să fac lucrul ăsta. Nu știu dacă până acolo, dar cred că vocea lui Cristi Puiu trebuie să fie auzită. O să avem o pauză. Vreau să discutăm după aceea. Eu încă nu știu în ce măsură v-a afectat acel linșaj de care ați avut parte sau poate că din potrivă ați ieșit întărit, dar vorbim asta după pauză pentru că avem multe altele. Trebuie să discutăm și despre film. Să-mi spuneți în ce măsură toată această experiență și toată această experiență a pandemiei prin care trecem cu toții se va transforma într-un film artistic sau, mă rog, în ceva. Dar vom discuta despre asta după pauză. Serios, el credea. Da. E cel credea în... Continuăm emisiunea cu regizorul, da? Da, da, da. El credea cu adevărat că ceea ce face este... Că e bine ce face și că e responsabil și așa mai departe. Am avut o discuție cu el acolo pentru că, așa cumva în ultima vreme s-a întâmplat să revizitez o carte a lui Karel Čapek care se cheamă În captivitatea cuvintelor și dădea un exemplu acolo legat de o formulă, ceva de genul eu nu-mi fac decât datoria. Eu nu-mi fac decât datoria, asta o spune absolut orice om pe care dacă îl pui la colț de stradă, dai o bâtă în nasă, la altoiască pe fiecare ce ți-am decât datoria. Atâta. El nu-și face decât datoria. E, și asta încercam să-i explic, domnule, mai să nu ajungem acolo, că e absurd, dar e ridicol. Eu intru aici, vin în fața publicului cu masca, acolo sunt departe, îmi dau masca jos și mă adresez și o două, ceea trei ce vorbe. Absolut firesc, da. Și a zis, nu se poate. Nu, spunându-le bănuiesc, dar a spus pe scenă, faptul că la Paris ați lansat filmul în sală fără mască. Da, e, în fine. Bun, v-a afectat, nu? M-a afectat, știți ce m-a afectat foarte tare? M-a afectat foarte tare
cumva, și sigur nu vreau să vorbesc cu păcat, dar cum am discutat și data trecută, da, despre felul în care această pandemie a afectat lumea, oamenii la nivel... teatru, cinemaul, nu știu ce, și cumva din lumea artiștilor, din lumea oamenilor de teatru și de film, m-aș fi așteptat la... adică... la un exercițiu mai puternic al reacției. Adică nu mă așteptam. Și... Eu am reacționat atunci. Dar apoi ce s-a întâmplat? A fost această surpriză. M-a surprins, da, că reacțiile au fost atât de... aproape inexistente. Am zis de Costel Cașcaval, Laurențiu Damian. Știu că mi-a trimis la un moment dat Anca o postare de a Dorinei Chiriac și m-a bucurat foarte tare. E adevărat, și amintește, ne-am întâlnit la Lucian Pintilie pe platou și treceam atunci printr-o criză de ipohondrie. A fost foarte nasol, adică în 2000-2001, nu știu, pe atunci. Cu 20 de ani. Da. Cu toți am avut perioada ipohondriei. Este. Am trecut de pragul ăla, acum mai sunt așa ipohondru, sau poate că sunt, poate că nu s-a evit ocazia, dar m-a bucurat să văd cumva că mi-a fost alături. Foarte important în momentele astea să vezi oamenii alături. Dar așa, da. Dar în ceea ce privește, cum să spun, corul ăsta al oamenilor de film și de teatru, cumva... pot să înțeleg, adică nu-i judec, Doamne ferește. Înțeleg, dar m-a surprins. Noi în România avem o mare problemă cu solidaritatea în general. Și iar când e vorba despre brezle... E frica foarte prezentă și, din păcate... De ce este atât de prezentă frica? Probabil că inerția asta în care trăim... creștem cumva în apă, dar la marginea Imperiului... o țară mică, undeva pierdută la periferie, hrănim cumva fără să ne dăm seama, dar poate câteodată chiar ne dăm seama și o facem intenționat, acest spirit gregar și complex de provincie. Nu îndrăznim să spunem lucrurilor pe nume. Mai de unăzi am aflat, citind un text undeva pe net, că există și acest nou concept de curaj rezonabil. Curaj rezonabil? Da. Și asta, probabil că toate lucrurile astea la oaltă conduc la gesticulația asta, mai degrabă lașă, dacă nu timidă, în varianta câștigătoare. Dar de multe ori lașă și nu îndrăznim să spunem cine suntem, cum suntem, ce-i cu noi pe lumea asta. Cu toate astea, atunci ați văzut când câștigă, să zicem, Simona Halep. Sau, atunci ni se umflă pipota, suntem exact, toți români. Generația de aur, nu? În 94 ce a fost. E adevărat. E incredibil. Am și pe străzi. Și probabil că... acum, evenimentele de tipul ăsta, de anvergură, nu s-au mai petrecut. Apoi, cinemaul cumva apare ca fiind un soi de nișă, în mod surprinzător, dar pe bună dreptate, sunt foarte puține săli de cinema. Eu m-aș fi așteptat, și sigur că au fost reacții de tipul ăsta, atunci când Cristian Mungiu a luat Pandorul, a fost o, iarăși, oamenii s-au trezit, domne, am luat Pandorul, toți spuneau, am luat Pandorul. Noi, așa ca nație. Și este de înțeles lucrul ăsta. Dacă înțeles, dar nu l-am luat noi. Da, l-a luat el. Dar sentimentul este că, domne, cineva dintre noi, dintre ai noștri, a reușit. Și apoi au venit alte premii și urși de aur, urși de argint și așa mai departe. Dacă... Păi ne asumăm succes când e vorba despre altcineva și eșecurile nu sunt ale noastre. Este foarte adevărat. E un lucru pe care pe mine m-a surprins în ultima vreme și vorbesc de ultimii ani, 4 ani. Eram la Cannes cu Sierra Nevada și în România a izbucnit un soi de scandal. M-a sunat un prieten, băi, a luat foc internetul, Facebook-ul, nu știu ce ai zis despre femei. N-am zis nimic despre femei. Într-o dată am devenit misogin. Și mi s-a părut foarte straniu, pentru că socotesc că ceea ce am spus în interviul ăla și ceea ce spun public se regăsește foarte ușor în tot ce am făcut, în filmele mele. S-a întâmplat de fiecare dată așa, mie mi s-a întâmplat așa și mi-a fost puțin mai greu, dar nu pentru că sunt excepțional. Așa a fost să fie, așa am tras eu lozul ăsta. E, când am făcut Marfa și banii,
Tot așa s-au întâmplat lucrurile. A fost un pas pe care l-am făcut și pas care a însemnat pentru mine o serie întreagă de obstacole neprevăzute. Spre exemplu, la finalul filmului i-am mulțumit lui Lucian Pintilie, lui Săregulea și lui Titi Popescu. M-au ajutat în mod real și indiscutabil. Pintilie mă sună într-o zi și spune, i-am arătat filmul și mă sună și dragul meu, am niște bilete la Hamletul lui Liviu. Liviu Ciulei, adică... Vii cu mine? Și am zis, sigur. Perspectiva asta de a intra într-o sală de teatru pentru mine era așa o nenorocire. Eu nu mă la teatru, nu pot să stau, mi-e foarte greu. Dar am zis, mă duc cu Pintilie. Mm-hmm. Pentru mine era așa o mare onoare, m-am simțit atât de important atunci. Și mă ia și ceva, hai să facem doi pași aici pe cheie, la izvor. Și zice, dragul meu, am văzut acolo că mi-ai mulțumit la finalul filmului pe generii. Eu te-a sfătuit să scoți alea, mulțumirile alea. Eu înțeleg ce... Domnul Pintilie, n-am cum, m-ați ajutat și eu găsesc de cuvință să vă mulțumesc. Da, dar știi că lumea o să zică că ești din gașcă cu Pintilie și nu mă interesează ce zice lumea. O să pun chestia asta așa pentru că este un... Asta e adevărul. Adevăr, asta e adevărul, da. Și a zis, dragul meu, îți mulțumesc foarte mult pentru asta, îți mulțumesc foarte mult. Și am văzut spectacolul, nu știu ce. În fine, după ce a ieșit filmul, sigur că s-a auzit... predicțiile lui s-au adeverit. Erau alte epoche, era Nicolaescu foarte puternic atunci, da, 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 și normal, da, da. Eu eram asimilat grupului ăstuia, tulburile, Pintilie, așa mai departe, da? Filmul a fost desființat. A apărut diaconul pe post, să spună, domnule, filmul ăsta cu limba aia, cu să înjură aia, nu știu ce, a apărut răposatul Blair, nu știu ce. Adică obstacole eu tot am întâmpinat de la început. Nu m-a surprins povestea asta care a urmat ulterior și cu misoginia. Apoi au umplut ăștia Facebook, au umplut. Sunt fel de fel de oameni care spun fel de fel de lucruri despre mine, că am nu știu ce, am făcut niște afirmații la adresa comunității LGBT. Nu, n-am făcut. Când a fost povestea cu referendumul, am scris o scrisoare dintr-un motiv foarte simplu, pentru că omul care s-a ocupat de publicitatea filmului s-a folosit de afiș adresându-se pe acest, cum se cheamă, pagina de Facebook a filmului, adresându-se, mă rog, nu știu cui, și invitându-i să boicoteze referendumul. Nu era poziția mea. Și am găsit că este... Și ați corectat acest lucru. Și am corectat și am zis, poziția mea este aia și îndemn pe toți să voteze așa cum le dictează conștiința. Dacă nu vor să se ducă la vot, să nu se ducă. Dacă vor să se ducă, să se ducă. Dacă vor să voteze, nu, să voteze, nu. Dacă vor să voteze, să voteze, ceea da. Ce mi se pare absolut normal. Și într-o dată chestia asta a fost gonflată și eu sunt... Păi ați fost atacat pentru că n-ați spus să se ducă... Păi nu puteam, pentru că dacă votul este important, nu se poate ca acum să boicotăm acest referendum și mâine să ne ducem, haide din nou la vot cu toți. Păi hotărâți-vă. Dacă votul e bine să mergem sau nu e când bine ne convine. Mergem, când nu ne convine, nu mergem. Asta e România de 30 de ani, iertați-mă. Da, eu n-am văzut-o totuși chiar așa. Adică mie mi s-a părut că lucrurile au fost împinse foarte departe. Foarte, foarte departe. Adică și eu fac parte dintre cei care au petrecut zile și nopți în piața universității. Ulterior, bineînțeles, revizitând acest moment, mi s-a părut pe undeva și bine... Intrând în contact cu fel de fel de oameni. Piața Universității sau Piața Victoriei? Nu, Piața Universității, atunci în 90. În anii 90. Dar 90. Că... Dar după aceea, retrospectiv, tot întâlnindu-mă cu fel de fel de oameni, oameni mai cumva mai apropiați de fenomenul ăsta, informațiile s-au înmulțit. Suspiciunea aia că piața aia ar fi fost finanțată și că a fost o manipulare, cumva s-a mai întărit puțin, lucrurile s-au nuanțat de fapt foarte mult și nu mai eram, îmi pierduse minunțența. Nu cumva s-a întâmplat un lucru mai simplu, că dumneavoastră erați considerat de-a lor, cu ghilmele de rigoare și prin faptul că ați spus asta, nu mai erați de-a lor dintr-o dată? V-ați gândit? Dar cine sunt ăștia? De-ai cui? Aia care vă înjură că a spus asta cu masca. Nu păi poți să iei. Nicio... E ușor de definit. E vorba despre... Păi m-a înjurat C.T. Popescu. Păi eu nu sunt al lui. Eu nici nu-l citesc pe C.T. Popescu. Mm. Pentru mine e un domn care scrie, mai vine pe la televizor, se manifestă cum se manifestă și cam atât. Nu mă uit la televizor. Și scrie și despre filme. Acum...
Da, scrie despre filme, știu și asta, știu și el este cel care a inventat acest concept de cinefil profesionist, care nu știu exact ce înseamnă. Să știți că despre film scriu foarte mulți oameni în România, dar eu nu am întâlnit pe cineva care să scrie cu cap despre film. Sunt aici și acolo, sunt fragmentele, putem aduna... Adică să fie un critic de film în adevăratul sens al cuvântului, nu un... Sunt oameni care au opinii... sunt mulți care au opinii... substanțiale. Substanțiale, consistente. Argumentate, consistente, da. Dar pentru mine critic înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă mult mai mult decât atât. Cum regizor de film înseamnă mai mult decât atât. Îmi pare rău, nu vreau să lezez niciun fel de orgoliu, dar... e mult mai mult decât să pui la oaltă niște imagini. Să fii regizor înseamnă mai mult decât atât. Să fii scriitor înseamnă mai mult decât atât. Decât de a, să organizezi așa niște cuvinte pe pagină. E mult mai mult. Aia v-a supărat rău de la Cluj, dar o să ne ocupăm noi de ei, de aici înainte. Dar ideea de a scrie și de a fi un om al cetății mult mai activ, cred că e important. Pentru că în momentul ăsta... Cristi Puiu, pentru foarte mulți, a spus niște lucruri, lucruri pe care puțini au avut curaj să le spună în vremea asta. Eu nu m-am gândit că este așa o chestie greu de spus. Eu doar am reacționat, cum am reacționat în povestea cu referendumul. Poate mai mult. Păi, vedeți, trebuie să ne oprim un pic pentru publicitate. Eu trebuie să recunosc, îmi fac mea culpa, că v-am trimis în ultima vreme articole care vorbesc despre mască. Și o să citesc așa. Păi, ca să vedeți că lumea se schimbă și că e o întreagă dezbatere la nivelul... Păi nu, asta am văzut. Am văzut și unele știri erau chiar pozitive. Da, da, păi asta spun. Da. Sunt lucruri importante care... O să citesc câteva rânduri care mi se par cel puțin de bun simț. Oameni, filozofi care se întreabă, scriitori importanți din Europa și din lume, care se întreabă, apropo, până unde mergem cu ideea de mască. Ne oprim puțin pentru pauză și continuăm discuția cu Cristi Puiu în studiourile Alef. Continuăm emisiunea cu Cristi Puiu. Avem mesaje interesante. Și apropo de mască, o să vină și momentul în care nu o să fim de acord cu ceva și o să ne contrazicem. Dar uite, apropo de mască, unul dintre materialele pe care vi le-am trimis are un titlu foarte interesant. Masca ne dezumanizează, ne transformă într-o turmă de animale cu bodnițe. Nasol, nu? Mi se pare foarte grav. Și mi se pare foarte grav că nu se vorbește suficient despre asta. Se vorbește despre aspectul, să zic așa, fizic. Că respir, că nu respir. Nu, dar când ieși pe stradă și vezi oamenii cu mască, adică chiar nu se mișcă nimic în conștiința ta, mi se pare foarte grav atunci. Și uite, nimic nu e întâmplător apropo de ce am discutat în prima parte a emisiunii. Vă rog să mă ascultați. Societățile sunt extrem de atomizate. Nu mai suntem nici măcar insule împrăștiate care formează arhipelagul fragil al unei comunități, ci bulgări de banchize pierduți într-un ocean de frică. Masca ne dezumanizează, ne face ființe fără emoții, expresii sau dorințe, o turmă de animale cu bodnițe. Călătorim ca niște fantome într-o lume decolorată. Suntem toți și nimeni. Nu voi practica neascultarea civilă, sunt un bun cetățean. Înțeleg preocupările cel mai precauți, apropo de ce a spus și dumneavoastră la Cluj, și recunosc pericolul pe care virusul îl reprezintă încă pentru unii. Acum ne vom scufunda în cea mai dură hibernare socială din toată istoria. Foarte posibil. Foarte posibil. Am mai spus chestia asta. Încerc să-mi imaginez ce se întâmpla în București, bombardat în 44 și... Adică oamenii ieșau de sub dărâmături, mă rog, de din adăposturi, se îmbrățișau, se bucurau. Asta nu mai poți face, chestia asta. Adică acum nu te mai poți bucura împreună cu celălalt, trebuie să păstrezi o distanță. Adică ăla te poate contamina. Ce teribil. Nu mai putem merge la concerte, nici vorbă despre asta. Nu mai putem să mergem la teatru în siguranță. Adică e ceva, e o parte de adevăr în povestea asta și sigur e bine să stai la distanță de absolut orice fel de pericol, nu să-l cauți, pentru că nu dai dovadă de mare înțelepciune dacă faci asta. Dar haideți să punem lucrurile în ordine puțin, să vedem ce e una, ce este alta, este necesară masca, nu este necesară și dacă este necesară în ce fel. Zoe, ferița noastră, are 10 ani, ea vrea la școală, ea vrea să întâlnească colegii. Vom vorbi despre asta, e important. Mi-a zis chestia asta, mi-a zis, tati, nu mă interesează că port mască, eu vreau să mă văd cu colegii.
Și mi s-a făcut așa, adică mi-a dat lacrimi, adică e teribil. Cum e posibil? Cum am ajuns aici? Cum să hrănim demonul ăsta al fricii în halul ăsta? Cum? Adică cum? Pe cine ajută toată oroarea asta? Pe cine? Triumful sensibilităților noastre. Lumea devine un spațiu securizat în toate aspectele sale, acele celebre safe spaces, promovate de extrema stângă americană, un curent care vrea să elimine tot ceea ce ar fi dăunător dezvoltării personale. Noua utopie este politică, psihologică și igienistă. Acesta este triumful puritanismului și fragilității. Trebuie să ținem seama de toate preocupările, susceptibilitățile și fobiile imaginabile de orice ar putea dăuna sănătății fizice și mentale. Apropo de ce spuneați, totul a devenit toxic de la atmosfera la locul de muncă, la punctele de vedere controversate, inclusiv emisiunile TV vechi, care nu se mai potrivesc cu direcțiile actuale. Ultimele urme de sexism, rasism, hărțuire și acum COVID-19 sunt urmărite peste tot. În numele toleranței devenim intoleranți la cea mai mică adversitate. Masca este un bastion între indivizi și un mediu văzut ca ostil ego-urilor lor. Nu mai există un contact social, ci o adunare de proprietari ai singurătăților. Super! Mi se pare teribil. Ați făcut armata? Sigur că am făcut armata. E cum era în armată? Pe bune, cartofii apropo deshidratați. De camaraderie și de tot ce înseamnă. Dar ce mâncam? Pește de la oceanii cu varză. Nu, dar spălați șosetele cu apă rece. Înțeles că le spălam, da. Cu apă rece. Și tot, dar trebuia să faci lucrul ăsta. Da, e o chestie de supraviețuire, până la urmă. Da, vreau să spun că stăteam în vecinătatea bacteriilor și virusilor. Și nu știu, permanență, e adevărat. Nu, unde a dispărut? Adică, ce este? Nu înțeleg ce trăim. Adică... Eu am scris ce, încă n-am zis, dar cred că în momentul în care se termină pandemia, o să dau mâna cu toți oamenii pe care îi întâlnesc și o să sărut toți oamenii la fel cu care mă... Toate femeile sau toți, și o să îmbrățișez toți bărbații cu care o să mă întâlnesc, cu toți oamenii pe care o să... Și s-ar putea să nu-i cunosc pe cei mai mulți dintre ei. S-a vorbit foarte mult imediat după... S-a vorbit despre festivalul de film de la Veneția, că ați fi fost scos din juriu și aș vrea să spuneți ce s-a întâmplat da, de fapt. Da, mi-am venit o scrisoare, am zis, marș, ieși afară, pleacă, bă, rămâi acolo la tine în țară, bă, să nu te prinde pe aici, păi aici, picioarele. Că tu ai fost... Că ai zis nu știu ce la Cluj, stai acolo, nu veni aici. În serenisima. Ce s-a întâmplat atunci? Discuția era dinainte de asta, nu era de atunci. Lucrurile au fost foarte simple. La un moment dat, din povestea de la Cluj, lucrurile au luat așa un viraj la un moment dat și m-am trezit într-o zi, Anca mi-arată că pe IndieWire a apărut nu știu ce articol. Preluat din România, nu știu ce, discursul antimască al lui Cristi Puiu, nu știu că n-a fost un discurs antimască. IndieWire este o publicație serioasă. Am zis, bă, nu-mi place chestia asta. Apoi, pe site-ul ăsta, IMDB, Internet Movie Database, care este important, a apărut acolo IMDB News, Cristi Puiu, discursul antimască. E foarte interesant că articolul ăsta din IndieWire, o doamnă din Statele Unite, întreabă, dar cine e Cristi Puiu? Și întrebare legitimă, adică, bă, chiar nu există acolo. Oamenii se uită la cinema american și povestea cu cinema european e, în fine, pentru câțiva speriați. Dar marele public, nu? E la curent cu tot ce se întâmplă în cinematografia americană în Statele Unite. Și atunci apărea acest nume, Cristi Puiu, discurs antimască. Dintr-o dată, cine este acest who the fuck is Alice? Adică, și am vorbit cu Anca, m-am sfătuit cu prietenii și am luat decizia să-l sun pe Alberto Barbera, pe directorul festivalului și am zis, uite, așa. Nu cred că este o idee bună să vin la Veneția cu această tinichea de coadă. Cred că e mai bine să stau acasă și voi găsești pe altcineva. Nu, Cristi, stai puțin, uite că nu știu ce s-a întâmplat, trebuie să citești și articolul, te sun mâine neapărat. M-a sunat și mi-a spus, da, am vorbit și cu președintele Bienalei, da, e total absurd ce au putut scrie oamenii ăia, nu înțeleg, totul e foarte limpede, e clar ce ai spus, nu văd nimic
reprobabil în ceea ce ai spus și așa mai departe, te rog să vii, să faci parte din juriu, noi suntem alături de tine. Dar dacă tu te simți mai bine să rămâi acasă, atunci rămâi acasă și am zis, uite, cred că e mai bine, dar mai lasă-mă o zi și îți scriu mâine. Și am scris, adică am stat, am întors pe toate părțile și am zis, băi, nu se poate. Eu de bine de rău în toată povestea aia și în confuzia aia creată de reacția oamenilor de bine, am ajuns într-un fund de sac. Dar de bine de rău în România au fost oameni care m-au sprijinit. Păi dacă mă duc în Italia și spun într-un interviu te mir ce și aia întorc și răsucesc. Nu se poate ca din ce am spus eu, ei să extragă un discurs antimască. E delirant. Și este cu atât mai delirant cu cât reacția asta au avut-o oameni pentru care aveam un oarece respect. Adică, domne, Cristi Puiu, discurs antimască. Nu, nu. Și am zis, băi, dacă ajung acolo și spun cine știe ce... acolo nu o să mai apare nimeni care să mă invite la TV să zică, băi, uite, îți dăm dreptul la cuvânt. Exact. Ce apare e aia e validat, bătut în cuie. Apoi am mai văzut niște texte publicate de oameni pe Facebook, sunt prieteni care îmi trimite ce a zis acolo, uite, și-au zis și așa, și așa. Mamă, unele reacții erau de o violență. Vedeți, oameni de stânga, un discurs foarte, un discurs leftist din ăla. Tocmai ce am citit mai devreme. În toată regula. Era incredibil cum se grăbesc oamenii să arunce piatra. Incredibil, incredibil. Și probabil că lucrurile o să se rostogolească în direcția asta. Ce-i poate opri? Cine-i poate opri? Nimeni. Adică vot, mergem la vot, alegem și următorii cei aleși o să zică, domne, stați puțin. Noi vă invităm la dialog. Și nu doar pe dumneavoastră medici, dar și pe economiști, și pe juriști, și pe toată adunată așa, vârfurile. Oameni care au ceva de spus. Academicieni. Să vedeți, domne, ce facem cu țara asta? Încotro. Hai să vedem. Uite că nu s-a întâmplat deloc asta. Dar nu o să... Adică... nu se produce. Adică se produce foarte, foarte, foarte puțin în România. Nu? De unde bani, prosperitate, ce a fost, nu se va mai întoarce, nu? Toată epoca aia. Magazinele probabil că se vor goli la un moment dat. Adică din ce? Sau e o injecție care pompează. Adică de fapt am descoperit secretul fericirii. Dom'le, putem să stăm acasă. Gata, am găsit. Stați acasă, primiți banul, trăiți-vă viața. Despre asta e vorba? Doar purtați mască. Noi nu mai trebuie să munciți. Stați acasă. Nu înțeleg. Unde s-au dus idealurile înalte? Dom'le, facem film, facem teatru, scriem cărți. Noi facem un festival, ne întâlnim, discutăm, dezbatem, nu știu ce, pregătim ziua de mâine. Adică toate lucrurile care au făcut ca lumea să supraviețuiască, de fapt. Da, adică să meargă înainte. Marea bătălie împotriva răului în lumea asta, nu știu, descoperim leacul împotriva cancerului. Nimeni nu mai vorbește despre cancer. Nici mai există alte boli, ăsta există, COVID. Da, sunt oameni care sunt în suferință. Ce se întâmplă cu toate lucrurile astea? Adică lumea, da, o să se schimbe și o să se schimbe foarte, foarte... O să fim cu toții surprinși și prinși pe picior greșit, dar surpriza o să fie foarte mare. Adică pentru mine surpriza este mare. Acum am dat un interviu pe undeva, nu mai știu, în timpul stării de urgență și niște prieteni mi-au zis, băi, dar exagerezi, ești prea pesimist. Băi, nu știu. Eu cred că nu. Eu cred că nu sunteți pesimist. Când de fapt este momentul? Când e momentul potrivit ca cineva să reacționeze? Și în definitiv ce am zis? Am zis, bă, mai ușor cu pianul pe scări, bă, se poate întâmpla o nenorocire. Unde sunt medicii? Medicii care ar trebui să vorbească. Nu zic că ei nu există, dar de ce nu sunt invitați să vorbească despre cam ce se poate întâmpla în corpul unui pacient în care se injectează frică? Adică, în care sunt șansele ca pentru tine, medic, de a ajunge la un soi de rezolvare a unei probleme de sănătate, câtă vreme pacientul este mort de frică. Și dacă lucrurile, dacă frica este o toxină pe care tu o injectezi în oameni, de ce?
De ce este permis acest lucru? Da, domnule, am înțeles, este pandemie, este aia, dar de ce băgați frica în oameni? Ce-i cu cifrele astea? Zi de zi, zi de zi, zi de zi. Și oamenii se sperie, pentru că oamenii n-au avut nicio treabă cu medicina până acum. Apoi apar descrieri, domnule, care sunt, ce se întâmplă, nu știu ce cu omul, nu poate respira, se întâmplă aia, se întâmplă aia altă. Oamenii sunt îngroziți. Acum, deja sunt pe panta descendentă, au ajuns la un fel de oboseală, au obosit, se refugiază într-un soi de cum să spun, fără să-și dea seama, prinși de un soi de depresie, cred. Cred că ea poate fi indexată. Ulterior, probabil că o să vină niște specialiști, o să facă niște analize mai serioase, dar ceva s-a întâmplat. A purtat un soi de distanță. Dincolo de toate disclaimer-urile astea, anunțuri, nu știu ce, atenție, distanțare, 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 cum despre asta e vorba? Da, fără, suspiciunea este hrănită. Cel din fața mea este un potențial. Suspiciunea, frica, dinamic. Teama. De ce nu se vorbește despre chestia asta? De ce nu se vorbește despre efectul pe care îl poate avea asupra omului neinstruit cantitatea asta de informații specifice privitoare la o boală, fie ea COVID sau orice altă boală? Păi tu, ai tu instrumentele? Ar trebui să fie un doctor care zice, nu-ți fă probleme, că pentru asta avem aia, pentru asta e așa, pentru aia e așa. Nu, e bine să fii cu moralul sus, pentru că altfel... Ești mult mai vulnerabil. Exact. Frica vulnerabilizează până la urmă. De ce nu se pune pedala pe curaj? De ce nu curaj, domne? Curaj. Da, totul este într-o singură direcție, da? Da. Teamă, cum spuneam... Da, dar asta este prostie sau există o agendă? Adică oamenii o fac din prostie sau pentru că există o agendă? De ce bagă frica în oameni? Pentru că oamenii sunt mai ușor de condus așa. De ce există o agendă? Eu zic că da, nu la nivelul strategic planificat, că tot se cheamă adică la... inconștient faci chestia asta pentru că de fapt așa ai învățat pentru că de acasă. Că a văzut că se poate, în primul rând. Pentru că așa ai învățat acasă, nu? Că ai primit niște nuiele la fund, niște curele... Și atunci aplici același model sau cum? Faptul că au văzut că le merge foarte bine și că din martie încoace conduc România. Bine? Păi lor le merge bine. De ce nu le merge bine? Păi conduc ce? Afacerile? O turmă de oi. De oameni speriați și terifiați? Păi nu, de aici a plecat scandalul cu turma. Păi nu, dar le convine asta. Spun când sunt alegerile, spun ce să faci, de la dar cum să te speli pe mâini. Care e gloria? Adică, în ce fel ar fi? Sunt la putere, fac și business, fac afaceri, domnule. Ah, deci există niște beneficii. Câștig alegerile acum, din nou, patru ani de zile. Nu m-am gândit la chestia asta, că fac afaceri. Nu să nu fac afaceri. Afaceri timp de pandemie. Mai ales pe timp de pandemie. Pe marile tunuri financiare s-au dat... Știu, pe vremea războiului, pe vremea pandemiei. Eu citesc, mi-apar așa ca niște povești dintr-un film, dintr-un roman, nu știu ce. Nu e adevărat, se întâmplă. Sunt perfect de acord, doar că nu, pentru că nu înțeleg mecanismul, nu pot opera cu această informație. Păi mecanismul e simplu. Adică cum vine, și sunt unii care fricoșează și stăpânește, cum adică? Nu, asta înțeleg, dar zic practic ce se întâmplă. Sunt unii care au măștile pregătite și zic gata, bagă chestia ca să vând eu mai multe măști. Imaginați-vă ce costuri vor fi acum când începe școala și e nevoie de atâtea lucruri de sanitare, ce se va întâmpla cu alegerile locale, unde la fel se cheltuiesc sute de milioane, și la fel cu alegerile generale. Ne oprim pentru o pauză. Începerea școlilor a ajuns mai ceva ca moțiune, un adevărat cartof fierbinte pentru guvernul Orban. Azi le deschide premierul, mâine le închide Anisie. Suntem mereu la un pas distanță de primul clopoțel. Credeți că aveți măști și tablete suficiente? Sau că am reparat WC-urile din fundul școlii? Pe cocoașe lui tătaru că nu. Haideți mai bine să vedem câteva virale. Ele exprimă atât de bine imaginea învățământului nostru în vreme de pandemie. O să vedem aceste virale. Apropo de asta, îmi spuneați Zoia, fetița dumneavoastră, are 10 ani, am înțeles, da? Vrea să ducă la școală să întâlnească cu colegii chiar dacă are masca pe față. Da. Vă e teamă să lăsați copiii la școală? Nu. Nu. Nu aveți nicio teamă. Nu. Mi-e teamă de alte lucruri. Povestea asta cu
copiii la școală și mi-a fost teamă întotdeauna. Am avut o experiență de elev mai accidentată, dar nu mi-e teamă de povestea asta. Știu, ne-ați povestit că au fost ani grei. Putem să arătăm viralele în timp ce discutăm? Da. Stăm foarte bine la haz de necaz, adică aici întotdeauna am supraviețuit. Asta mi se pare sublimă, planul pentru redeschiderea școlilor, un desen atât de frumos, aș pune un tablou. Dacă e frumos. Toți copiii va recupera zile de școală la o dată care vom anunța noi când. Asta e ministra educației. E adică poezie, da, deja. Da, cât de mult cred, exact, chiar că e ca o poezie. Nu mai avem foarte mult timp, dar uite, materialele pe care le-am pregătit sunt atât de... Hai că am pierdut o foaie. Cred că avem și un carton cu asta. Majoritatea populației acceptă această soartă, dacă am crede sondajele, fără îndoială din cauza unei temeri legitime de contaminare. În toate sondajele, lumea e de acord cu măsurile luate de guverne. Numai în România, în multe locuri din lume. Cu toate acestea, există în acest conformism voluntar, așa cum vorbim despre servitute voluntară, ceva îngrijorător pentru democrație. Niciodată nu este bine să ne predăm orbește puterii, oricare ar fi aceasta, sub pretextul că știe mai bine decât noi sau pentru că funcționează pentru bunăstarea generală. Exact ce mă întrebați mai devreme. În ultimele luni, libertățile noastre au fost cel puțin erodate, ca să spunem așa. Dacă circumstanțele o cer, vigilența este necesară pentru a evita să mergem pe o cale pe care am regătat-o cu toții. Lumea își pune întrebări peste tot în lume. La noi aici parcă s-a tras heblu pe românește. Da. Dar de ce ține de ce ține? Că acum mă întreb și pe mine. Noi spuneam aici încă din martie, lăsați oamenii să meargă la muncă. Pentru că era important să se întâmple asta. Ai nu pe 15 martie, dar în aprilie, mai, luni de zile în care oamenii au stat acasă. Da, și mie mi s-a părut greșit asta, să nu se ducă lumea la muncă. Și atunci am fost înjurați foarte tare. Adică nu, din criminali nu am fost scoși. Țin minte că a avut Adrian Sârbu două înregistrări, manifest, le-aș putea spune, ferească Dumnezeu. Sigur că au fost și oameni care s-au văzut, s-au uitat la aceste manifeste, că nu e nimeni, nu suntem toți închiși definitiv în casă și vom sta în carantină până în decembrie. Dar viitorul nu sună deloc bine, ca să folosesc un slogan vechi. Da, un slogan vechi, dar în anii, la începutul 90. Telefoniei mobile, da. Serios, adică nu văd nimic bun de aici înainte. Nu e. De ce aleg oamenii asta? Cred că oamenii aleg să se plieze și să uite, să-și suspende inteligența, pentru că sunt foarte multe necunoscute. E un teritoriu străin și aleg mai degrabă să paseze responsabilitatea statului. Dom'le, dacă statul zice chestia asta, atunci eu fac ce zice statul. Și uită, bine, unii dintre ei nici n-au trăit epoca de aur. Da, în epoca de aur așa s-au întâmplat lucrurile. Dacă mai țineți minte, era vorba asta. Dom'le, eu ies în stradă, dar să iasă și altcineva. Și tot așa fiecare pasă, n-a ieșit nimeni. Cum s-a întâmplat cu Revoluția, exact, cum s-a întâmplat acolo, că e un concert mai bine mai și pus, compus, cumva, așa. Compus, da, până la urmă. Da, dar în fine, în final au fost niște oameni care au ieșit acolo în piața. Cum vă alegeți personajele pentru filmele noastre? Cum o fac, așa? Da. Actorii? Personajele, vorbeam de scenariu. Nu vă întreb întâmplător, că nu mai avem foarte mult timp. Imaginați-vă un film despre România, anul de grație 2020, epidemie, pandemie. Ce personaje ați avea nevoie? Cred că unul dintre personaje ar trebui să fiți dumneavoastră. Cer scuze că... Cum ar fi? Păi da, de ce nu? Am uitat de Veneția. Eu cred că nu cumva a fost o slăbiciune că nu v-a dus la Veneția? Au fost prieteni care mi-au spus asta. Dom'le, trebuie să te duci, că în felul ăsta tu ai arătat, ai capitulat. Prostii. Rufele se spală în familie. Te duci acolo la Veneția să faci ce? Adică, și știm cum stau. Și acum, cum să spun, eu nu prea mă plimb prin festivaluri. Și când o fac, când aleg, în momentul în care m-a invitat Alberto Barbera, mi-am întrebat prietenii, n-am vrut să mă duc, zic, du-te, bă, nu fi prost, du-te. Și am mai citit odată mail-ul. Și mi s-a părut, a fost o chestie în mail-ul ăla, în invitația pe care am primit-o, care m-a făcut să zic, bă, mă duc.
Pentru că el a spus, te invit să faci parte din juriu în primul festival mare care se deschide după pandemie. Pentru mine, după pandemie, ăsta a sunat... Asta a sunat bine. Băi, da, nene, trebuie să te duci acolo și să susții chestia asta. Și după aceea lucrurile au luat în altă direcție, dar cine s-ar fi așteptat? Au avut alte cifre, nu știu ce, urgență, România pe lista neagră. M-a sunat înainte să-l sun eu. Fi trebuit să stați în carantină 2 săptămâni în Italia. Da. Mă sunase și mi-a zis, Cristi, avem o problemă, România e pe lista neagră. Și asta când eram la Cluj. România e pe lista neagră și nu știm cum să facem. Și am zis, Alberto, ia pe altcineva din Italia. Nu e nevoie de mine acolo. Găsești oameni competenți să jurizezi. Nu e. Ba, nu pot, nu. Eu vreau să fie aici. Bine, ok. Și sigur, după aceea când m-am gândit, bă, dar ce înseamnă de fapt asta? Înseamnă carantină, înseamnă teste. Și dacă este un test negativ, ce înseamnă toată povestea asta? De fapt, totul era așa, un soi de ceață. Și am zis, ok, dar am zis da, că mă duc, mă duc. Bine, după aceea a apărut nebunia aia și am zis, stai puțin, că alte semne mi-apar acum. Îmi zice, Doamne, bă, stai tu acasă, mai bine, nu te du acolo. Un film despre pandemie? Nu știu cum ar putea să arate un film despre pandemie. Dar v-ați gândit la un... V-am gândit la ce se poate întâmpla în interiorul unei familii în momentul în care oamenii sunt obligați să respecte reguli noi venite de niciunde. De altfel, doi prieteni de-ai mei au filmat în perioada asta și am avut cu ei aceeași discuție. M-am întrebat, băi, ce faci cu mască? Trebuie să stăm așa la filmare? Și am zis, băi, mie cred că ar fi o idee bună să băgați masca în film. Să o băgați în film. Pentru că filmul trebuie să fie și un document al timpului prezent. Azi, pe stradă, oamenii sunt cu măști. Voi vreți să faceți un film despre o epocă care a dispărut și care probabil nu o să se mai întoarcă? E bine să marcați asta. Puneți masca acolo. Nu e nevoie să explicați, să intrați, să schimbați scenariul. Și simplu apăresc cu masca. Sunt niște oameni cu măști în film. Iar unul dintre ei mi-a arătat, Emi Pârvu, mi-a arătat câteva fragmente din film, din ce a filmat. E un sentiment... Groaznic. Groaznic. Și doar atâta. Nici nu vorbesc despre mască. Nu auzim pandemie. Niște oameni cu măști care vorbesc unul cu altul, nu se mișcă gura. Sunt niște sunete care apar acolo, dar... Fără să se vadă fără expresia, fără reacții, fără și totul redus la ochi. O chestie foarte stranie. Parcă se întâlnesc ăștia, bandiții lui Alibaba, pe bune, parcă sunt ăia 40 de hoți. Toți mascați. Ceva, se ascunde ceva, ceva se coace acolo. O senzație foarte stranie, de lume alienată complet. Da, nu știu, un film despre pandemie, cred că o să fie. Dintr-o familie, aia mi se pare, adică ce se întâmplă într-o familie, pentru că s-au întâmplat multe în vremea pandemiei. Nu, și la noi în familie s-au întâmplat, au fost... La toți, mama, la fiecare. Mama. Care a fost cel mai important sau cel mai neplăcut care s-a întâmplat în familie? La noi. Care un lucru greu de admis și peste care a trecut cu mare greutate. Revizitat trecutul. Împreună cu Anca. Și ne-am spus lucruri pe care nu le-am spus niciodată până azi. Și într-o dată lumea s-a răsturnat. De altfel, eu când m-am întors de la Berlin, vorbisem cu... Mă pregătisem pentru spovedanie și pe 9 martie am fost la spovedit, iar pe 11 a început pandemia. Alev News, Marius Tucă Show, mulțumesc mult, Cristi Puiu, pentru prezența absolut extraordinară în această seară. Și ne vom vedea în preajma Crăciunului să vedem ce se va întâmpla atunci. Sperăm că o să avem Crăciun. Paște n-am avut. Mulțumesc mult de tot. Aici se încheie emisiunea din această seară. Ne vedem din nou mâine seară la 20:30. Până atunci vă spun ca de obicei, țineți aproape.